Vă mai aduceți aminte de domnul Emil Boc, doamnelor și domnilor, cei care nu locuiți în Cluj-Napoca? Ei bine, într-o formă de zile mari și într-un discurs, ca în vremurile în care era aspirant la conducerea partidului și ulterior a guvernului, primarul din Cluj-Napoca lansează un atac devastator la adresa useriștilor, doamnelor și domnilor, într-o ședință de Consiliu Local, pleznind pur și simplu și ștergând pe jos cu o consilieră USR care ceruse să-și asume răspunderea pentru anularea licitației pentru centura metropolitană a orașului. Boc l-a transmis celor de la USR, numindu-i partidul Ghiocel, că nu acceptă lecții de la unii care doar au distrus România și nu au făcut niciun bine în această țară. Hai să-l vedem pe domnul Boc, doamnelor și domnilor. Eu mă închin preventiv cu două mâini, am mai făcut-o odată, o să o mai fac. Am impresia, așa când vă aud, că partidul ăsta USR e un partid ghiocel, care a apărut așa după primăvară, curat, ca lacrima, nici usturoi n-a mâncat, nici la guvernare n-a fost, e luna de pe cer, e raiul pe pământ, o demagogie, cum rar mi-a mai fost auzită în 20 de ani de politică românească. Mă, fraților, tot are o limită, mă, în demagogie. Ce puteți să reproșați la acest proiect că nu s-a făcut ca la carte până în acest moment? Din punctul nostru de vedere, ce puteți să reproșați? Că n-ați spus nimic în ce ați afirmat, că primăria a greșit acolo, că proiectanții au greșit acolo. În ce au greșit? În ce au greșit? Că nimeni nu poate să spună decât de condițiile generale că sunt prea multe lucrări și prea puține firme care să vină, și asta e vina primarului de la Cluj, da? Că sunt prea multe proiecte în PNRR. Și că din primul moment am cerut, până marți, când am cerut de pe oră pe alta la un proiect de 1 miliard de euro, ca să-i spun, domnule, să grăbește primarul, să facă iarăși. Nu, am cerut, aveți timp, weekend, luni, marți veniți și îmi prezentați concluziile tehnice de specialiști. Ce n-am făcut ca la carte? Iar partidul ăsta ghiocel, care se dă sfântă fecioară, să nu uite că a fost la guvernare. Să nu uite că numai rău a făcut Clujul în materie de infrastructură. Și din nou trebuie să vă reamintesc, dragi ghiocei de la USR, că a scos centura metropolitană din PNRR. Da, a scos-o de acolo, de unde era pusă de către guvernul liberal. A scos-o din PNRR, că dacă era în PNRR, avea ca și metrou contractul de finanțare semnat în 25 mai. Dar a scos-o de acolo, v-ați bătut joc de Cluj, ați luat bani și de la metrou de la Cluj cât timp a fost la guvernare, ați înjumătățit suma, a scos și 1 miliard de euro de la centură și acum veniți ca și ghiocei să spuneți, dar vă rog, de ce nu se face? Dar un pic de rușine nu aveți? Totuși, un pic. Când vă uitați în ograda proprie ce ați făcut cu acest oraș, cum v-ați bătut joc de viitorul Cluj în materie de infrastructură și mai aveți tupeul de la această masă să veniți să spuneți, domnule, noi cerem, noi suntem responsabili. Păi unde ați fost toți secretarii de stat, toți consilierii locali când ați scos Clujul din PNRR cu centru? Unde ați fost? Nu v-am văzut să vă legați de zidul Parlamentului sau de Palatul Victoria. N-am văzut să vă dați foc în piață publică. Atunci ați tăcut, ghiocel. Acum ați scoateți capul. Mă, aveți maturitate că sunteți tineri în politică. Nu vă compromiteți prin demagogie. Știți că la acest proiect s-a lucrat cu maximă seriozitate. Îi cunoașteți pe toți proiectanții, că le-am permis să aibă legătură cu voi, să vă informeze în permanență, să vă spună ce facem. Și chiar trebuie să aveți tupeu să vă bate joc de oamenii ăștia care au lucrat la un proiect extraordinar al Clujului. Care este extraordinar, repet, că reușită model de bună practică apreciat. Și acum a venit să găsiți un element de care să vă agățați, nu știți de ce să vă agățați. Pentru că v-am precizat toată panoplia de situații pe care o avem în față. Dar orice are o limită totuși în chestiunea aceasta. Nu accept lecții de demagogie de la unii care nu au făcut nimic în țara, să nu m-au distrus. Că până la urmă despre asta e vorba. Ce lași în spatele tău? Ce ai construit? Arătați-mi un șurub pe care USR-ul l-a construit la Cluj. Un șurub! Nu o centură, nu un metrou, nu un tren metropolitan. Pupați ștălpile tale, domne. Neimile, ești în formă de zile mari. Domnul Șerban, să asculte lupta de clasă la în împărăția userismului luminat? N-aș putea spune decât că zice bine. Da! Bun. Dar se potrivește atât de bine cu toți cei 30 de ani. Absolut. Deci a vorbit în numele a 30 de ani. Bă, dar voi ce ați făcut, băi, 30 de ani? Ce ați construit? Da, da, iertați-mă că dânsul a trecut pe acolo, pe la construcție, ca să zicem, pe la guvernare. Vreo câțiva anișori cine buni. Cine își mai amintește? Cine își mai amintește? Da, absolut, de discursul, iertați-mă. Da, altfel, solid. Absolut. Și perfect justificat. Dacă Norica avea activități politice când era mai mică pe la Cluj. Mai ești, Norica, cu noi? Da, sunt cu voi. A început, da, a început la școala la Coloșvar. Ce se întâmplă?
Nu, probabil că proiectele pe care le propuseseră și ei conlucrează, indiferent că-i Boc sau că a Cluj, o cooperare între partidele politice. Din păcate, EU a reușit și la nivel de guvern, dar și în administrațiile locale, să distrugă și bruma de bine care s-a întâmplat. Boc are dreptate. Dacă ne uităm la PNRR, după părerea mea, este cel mai antiromânesc. Cred că domnul Câțu, care deși se cheamă că e liberal, este un osărit de frunte, pentru că să-ți pui semnătura ca prim-ministru pe un asemenea proiect înseamnă clar că nu dorești decât să distrugi și să umilești. Ei, Boc s-a revoltat și bine a făcut. Da, răzând sau... Încă o dată, târziu, nenic. Târziu? Da, știți că e vorba aia românească, mai bine mai târziu decât niciodată, domnul Germane. Răzvane, te-am văzut, erai uluit, da, foarte, erai uluit de bine, de Boc. Foarte tare discursul, să nu-l recunoaștem pe Boc. Da, cum cât a evoluat în primar, că atunci când era premier nu avea verva asta și da, era el întotdeauna Boc. Da, când da, era el ghiocel când apărea Băsescu și zicea că n-avem voie, România n-are nevoie de autostrăzi. El era ghiocel atunci, n-avea ambiții. Acum cred că a luat-o pe cum personal, da, puțin. A luat-o personal, s-a capacitat niște proiecte orașul, care s-au sabotat. Orașul s-a ridicat industrial și financiar, da, în mandatele lui de primar, oricât de antipatic n-ar fi nouă Boc, da? El deja stă pe o cotă de popularitate și, dacă mă întreb pe mine, și pe o situație financiară care îl face liniștit în perspectiva viitorului imediat, da? Și probabil are și niște ambiții politice pe care nu și le-am frânat niciodată, dar cu, vrea să le dea știi drum. Cum e vorba aia noastră? Mai bine mai târziu decât niciodată. Exact. Bine că face ceva acolo. N-a fost bun ca premier, dar se vede că în calitatea de primar al Clujului e foarte bun. Orașul ăla s-a dus în sus. S-a dus în sus. Are și bucăți negre. Are mână de primar, e clar. Are. Domnule Ionaș, vă întreb și din punct de vedere electoral. Totuși, cu tot IT-ul oraș, cu tot ce au mutat ei și cu toată dezvoltarea imobiliară și cu totul, USR-ul este, USR-ul Clujul este așa un soi de inimă a userismului din țărișoara asta, da, a reziștilor din țara asta. Bun, că Boc câștigă, el câștigă pe persoană fizică, hai să fim serios, că PNL-ul la Cluj înseamnă Boc, nu mai înseamnă cu totul. Nu e ușor riscant pentru Boc. Repet, din punct de vedere electoral intern, acolo ceea ce faci. Când ai o cotă de popularitate de peste 70%, nu riști. Acolo era vorba, când vorbim despre inima reziștilor, nu era vorba despre USR, era vorba despre niște teme care au prins și pe care le confiscase în momentul acela USR-ul mai degrabă. USR-ul stă bine, USR-ul n-a performat la lupta pentru primărie, că i-a spulberat Boc. Păi, da, despre asta da, e vorba. Da, plus că ei au scos parlamentari destul acolo, consilieri suficient. Lupta politică între partide este una, votul pentru primărie, că probabil pe Emil Boc asta îl și interesează, votul pe persoană fizică, să spun așa. Îl interesează din punctul primărie. Meu de vedere, un discurs de lider politic, păi asta nu neapărat local. Dacă, e de lider politic. Dacă e doar la nivel local sau nu? Nu, e discurs de lider și vine imediat după alte acum când, discursuri. Dar în esența radiografiei. Acum când e deranjul ăsta cu SRU. Deci la radiografia perfectă SRU, exact cum a spus că e la Cluj, e în toată țara. N-au făcut nimic. Da, vă rog, domnul, să distrugă. O întrebare. Da. Este discursul grupului de la Cluj sau e discursul lui Boc? Nu, e discursul lui Emil Boc. E doar al lui Emil Boc? În perspectiva, haideți să spunem, evenimentelor care se petrec la această oră pe știrea politică la vârful țării? Eu așa, cred că e discursul lui Emil Boc. Nu, hai să o luăm altfel, că v-aș vrea să fiu un pic aluziv. Eu, nu. Și când jucam la junior la Carpații, aia, nu cu mare talent în divizia C, îmi doream să fiu golgheter la Dinamo. Cumva se întâmplă același lucru și cu domnul Boc? E posibil să vrea să fie lider nu numai local, ci și nici regional, ci mai mare. Depinde foarte mult, probabil, de cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Să anunță Boc, candidat Norica la ceva mai sus? La mai bine? Nu știu dacă îl preocupă în momentul de față, pentru că
uităm de totuși întâlnirile PD-ului, de îngrijorările PD-ului, da? Cu privire la soarta Partidului Național Liberal. După părerea mea, este discursul grupului de la Cluj. Da? Sunt și alți lideri politici care gândesc ca domnul Boc. Unii se exprimă mai discret, alții aleg să fie mai vocali, dar după părerea mea este un discurs care spune foarte mult despre un grad de nemulțumire a ardelenilor în ceea ce privește combinațiile politice de la București. Eu sunt foarte convinsă că nici Boc și nici alți lideri ai PNL-ului din Ardeal nu au fost foarte încântați de acel mariaj cu USR-ul și de guvernul Câțu, care a fost de fapt simbolul userismului liberal în România. Vom vedea ce anunță acest tip de discurs, dar nu este singurul. Să nu uităm că ei și-au făcut primarii în Ardeal o asociație regională, erau pasionați să acceseze fonduri europene în acea formulă. Deci sper să nu anticipeze alte situații, dar e un discurs care spune mult. Înțeleg că domnul Boc, mă rog, zic sursele ovoitoare din interiorul partidului, vorbește și în numele domnului Bolojan și al celor care vor să execute domnul Ionaș o mică lovitură de partid. Probabil ca să nu e un discurs, să spunem, în numele liderilor PNL din Ardeal. Asta cu grupul de la Cluj, ca să fac o comparație așa, eu cred în continuare că e discursul domnului Boc și al altor lideri. Acum să nu facem grupul de la Cluj să pară un fel de Soros mai mic așa. Păi da, iartă-mă. Nu are nicio legătură. Nu, a fost odată. Păi ca să fii Soros trebuie... Domnul Boc este un lider care ia 70% din grupul de la Cluj. Păi da, dar stai un pic, ia 70%, dar dacă trece de Mănășturi, cam pa. Păi nu contează, contează ce opțiune. Păi aia e întrebarea, dacă Boc nu vrea împreună cu Bolojan, cu Jimi Hendrix, cu Elvis Presley, cu cine vrei tu, să facă o mișcare mai mare care să răstoarne căruța asta, de la București. Asta ține de interesul, de luptele din interiorul partidelor. Asta e treaba lor ce vor să facă, nu știu. Dacă... Păi nu, e și treaba noastră. Păi în interiorul partidului? Nu e că, păi în interiorul partidului dă lovitura de stat, îl gâtuie pe rumenul general Ciucă, să pune el în fruntea bucatelor și vrea premier. A mai fost odată și nu mi-a plăcut. Păi, acum nu mai e rândul PNL-ului la premier, deci nu poate să vrea premier. E, și acum momentul serii, doamnelor și domnilor, ce v-am promit să întâmpla? Dana Budeanu este în studio România TV. O invit alături de mine pe Dana. Sărut mâna, Dana, îți mulțumesc că ai venit alături de mine. Eu vreau să mă opresc lângă domnul Șerbănescu. Te opresc lângă domnul Șerbănescu? Mai mult. Hai, vină lângă mine. Sărut, hai, ne și pupăm în direct. Hai să ne punem. De ce s-a crezut că nu vin? Nu, dar niciodată nu se știe ce se întâmplă. Poate te opreau vrăjmașii. Domnul și domnul, va fi o confruntare spectacol în a doua parte a acestei emisiuni. Invitata mea favorită intervine și în scandalul de la România au talent și demască pe atacatorii mărșave ai copilului minune. Vom devola împreună ridicolul propagandei care vrea să nimicească valorile țării. Iar în timp ce copilul talentat este atacat, reziștii vor circ cu pene pe fund și cu ruși pe mustață. Dana Budeanu face show în această seară împreună cu mine, vorbind despre fătălei și starletele pe depresie și are un mesaj extrem de dur pentru profesori. Marș la clase! O să și detaliem acest mesaj, Dana. Îl zici în a doua parte a orei sau a emisiunii sau zici despre acum? Profesor, da. Da. Mi-am plăcut sindicaliștii, eu am des... Avem multe lucruri de vorbit, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, Dani, că e împreună cu noi. Revenim imediat. Le mulțumesc și invitațiilor din prima parte a emisiunii și credeți-mă, merită. Rămâneți!